Centre educaționale de simulare, cabinete de informatică, sală de sport și instrumente muzicale. De toate acestea vor beneficia studenții de la Colegiul Pedagogic Ion Creangă din Bălți. Cei peste 500 de elevi se bucură deja de primele rezultate ale proiectului Învățământul Superior din Moldova, finanțat de Banca Mondială. Colegiului Pedagogic din cadrul Universității de Stat Alecu Ruso, suntem foarte mândri că beneficiem de instrumente noi, deoarece zilnic reventând orele practice, ne venea foarte greu ca să folosim, ca să cântăm la instrumentele vechi. Iar acum aceste instrumente sunt mai noi, mai performante. Amenajarea sălii de sport, în care s-a investit peste 1 milion de lei, este pe ultima sută de metri. Studenții așteaptă cu nerăbdare să practice sport în condiții moderne. Pentru noi este foarte important că această sală să fie renovată, pentru că pentru noi tinerii care mai ales iubim sportul, este o bucurie superbă că această sală va fi renovată și vom avea locul nostru unde putem să facem sport. Este foarte important că avem și dușuri. Prima dată când am venit aici, am văzut starea locului acesta, nu era prea bună. Aștept cu nerăbdare să se facă sală. Sala renovată este foarte luminoasă, comodă pentru a practica sportul și pentru a petrece lecțiile de educație fizică. Valoarea investițiilor la Colegiul Pedagogic Ion Creangă din Bălți se cifrează la peste 460.000 de euro. Sursele financiare vin de la Banca Mondială, un împrumut pe care l-a făcut Guvernul Republicii Moldova. E un proiect care, da, pentru care am aplicat în 2021. Cred că prin spuneam, acest proiect, odată dus la bun sfârșit, colegiul va avea o posibilitate extraordinară de, într-adevăr, de a îmbunătăți procesul educativ. Tot în cadrul subproiectului EduSpace, educația, dezvoltarea, umanizarea specialiștilor pedagogii de azi pentru comunitatea ECO, vor fi dotate 3 laboratoare pentru simularea procesului educațional și amenajate 5 săli de curs. Totodată vor fi realizate activități de formare profesională continuă. La moment, proiectul este în perioada de implementare în al doilea an. Obiectivele de bază ale proiectului vin spre asigurarea mai bună a condițiilor de formare a viitorilor specialiști în învățământ primar, în educație timpurie și viitorilor conducători muzicali. De asemenea, pentru stimularea condițiilor ne-am propus anumite acțiuni concrete și avem acțiuni de reparare curenta unor spații destinate formării specialiștilor. Așteptăm deja dotarea cu mobilier modern, dotarea cu tehnică modernă acestor săli, cu table interactive. Proiectul va fi dus la bun sfârșit în acest an.